Dar e ce telefonul, dar și ce. Da, dragi prieteni, am revenit după cum v-am spus. Vă spun din nou, bună seara, suntem pe canalul nostru de YouTube, după cum și voi știți, Bogdan originală de la Strehaia. Vă rog să vă abonați și să dați un like, că nici nu știți ce pierdeți. Ce pierdeți? Pentru că noi suntem aici pe teritoriul german, după cum vedeți și știți. Suntem cu ajutorul domnului. O să ne angajăm, nu? Cu problemele care noi le confruntăm și suntem în ele. Cu spate și cu genunchi. Păi da, eu sunt într-o probleme pe care știi și știi și fanii mei. Deci vreau ca să vă explic că după o săptămână și ceva de zile s-ar putea să fie lucrurile spre bine. Cu ajutorul domnului și ajutorul domnului doamna Olga, care mă subține aici pe spate. După care voi știți că ea... Da, am la control și a dat niște pastile, nu? Da, și o să ne urmăriți toată perioada asta pe care noi o să stăm pe teritoriul german. Sper că noi o să facem niște filmări pentru voi, ca să vă bucurați de noi și să fiți alături de noi. Pentru că ceea ce facem, toate filmările și toate lucrurile frumoase o să facem și pentru noi, încât și pentru noi. Da. Ce să vă spun, dragi prieteni, acum merg cu Olga să ved actul ei care ea l-a făcut acum câteva ani, să spunem, nu știu sigur, câteva ani sau câteva luni. Să vedem dacă mai e valabil să pot să-i renovez și ei actul. Erica! Avem și pe Erica aici cu noi. Aluarem și pe Erica, care este, ea este șefa, îi merge gura ei tare de tot. Și asta m-a spus, dragi prieteni, da? Să mergem acum să-i fac și acum ăla, dacă se poate, dacă nu, o să-i facem din nou alte rezidențe și alte acte noi. Pentru că aici în Germania știu cum este, dacă nu mai rezulți cu un loc de muncă și nu mai ești acolo unde trebuie să fii, ăștia te șterge automat după o rezidență și după tot ce ai. Nu, turcule, aici dacă nu mai ești amelduit și nu mai rezulți cu un loc de muncă, cu un contract și cu alea, te șterge ăștia, gata, te eliminează. Da, te șterge de pe computer, din sistem. Din sistem. Asta înseamnă că nu mai ai dreptul la nimic. Nu mai ai și trebuie să faci din nou alte acte. Noi. Altele, da. Și acum trebuie să fie acte alte noi, adică ce să fie? O rezidență, un cost de muncă, așa? Și așa mai departe, asigurare și tot ce se poate. Cont de bancă? Tot, da. Pentru că dacă muncești, nu se poate livra banii decât într-un cont de bancă. O iei iar de la zero. Ați înțeles, dragi prieteni? Că n-are cum, și chiar dacă te duci la undeva la vreo muncă, n-are cum să pune banii în contul altul. Trebuie să apare numele tău, să apare banca ta. Al tău, personal. Și tot trebuie să ai tu. Ați înțeles? Aici, în Germania, nu poți să faci măgării. Da. Toți care plecăm prin străinătate, că depinde acum cine muncește în agricultură, cine muncește pe câmp sau cine muncește, nu știu, fără acte sau cum, dar aici în Germania numai cu așa ceva trebuie să fie legal. Taxele se plătesc, amenziile, problemele, tot ce ai aici pe teritoriul german trebuie să ți le plătești și trebuie să răspunzi față de ceea ce faci pe teritoriul german. După cum știți că am și eu foarte multe lucruri de plătite, dar cu ajutorul domnului eu o să le plătesc și o să fim și bine cu ceea ce mi s-a întâmplat. Nu aici și am avut din România, dar am sperat că mai am asigurare, dar nu mai am.
soccer. O, e în cine care le care om nici să nici care pași. De ce sare în care ăla? E chiriec. Da. Soccer am. Uite, avem aici toată șatra de la Ia uite pe sora lui Bogdan aici. De la Dallas. Știți familia Dallas? De la Caraula a ajuns în Germania. Nu mai merge la Caraula. Ce să facem? Asta este familia Dallas. Aici nu știți. Și ne știți cu toții. Uite, chiar ne stă bine patru aici, în spate. Turcul este în spatele nostru. Și este prințesa mea. A ajutat de toată lumea. Dar unde e Lorica? Lorica e aici, ia uite, a mâncat cu coș. Rica sau Lorica? Nu i-a mai făcut Erica. Erica. Dați-i spațire, ia fel, dați-i spațire. Da, dragi prieteni, am spus că suntem spre drum să facem actele alea pe care trebuie să le facem. După aia o să ne întoarcem și o să facem ceva la bucătărie, că chiar n-am mai făcut de mult. Care? Ei curge vinul, cred. Vinul-i curge. Da. Aici, așa, în Germania, cel mai mult este ca să umbli pe jos, să vezi natura, uitați-vă, să vedeți, să simțiți aerul. Aici, e așa, în parc. Tot, da. Mă arăt, din baholele, te aduc că mă pună de la parc. Eu cred că... De unde ai găsit? Mă, nu, la aia ridat și mă doare piciorul, iar mă luară pe jos. Dragi prieteni, da. Pe jos m-a dus în Germania asta, eu m-am săturat pe jos. E mai bine să faci sport. Nu îmi place pe jos. Că n-ai dat pe tocurile astea. Cât ai dat pe ei? Am întrebat și eu cu toată. Dar dragi prieteni, după voi așa, cum poți să pui mașina prin parc? Să poate să intri cu mașina pe aici? Nu e voie. Ia o Zolga, nu e voie cu mașina. Au voie, da, cu mașină, numai ăștia care sunt de la stat. Menajerii parcului. Parcului, da. Menajerii parcului. Face numai mișto de mine, dar o să fac pe telefonul meu. Să filmez pe canalul meu și să spun adevărul tot ce faceți voi pe aici. Dau. Face numai mișto de mine. Parcul ăsta pe aici. Da. Parcă lumea nu știe cum e prin parcul. Voi, eu nu știu cum e prin parcul. Lumea aia. Da, dar nu e tot toate parcurile cum e în Germania. Ce asta, e în Germania? Astea sunt unice. Ia, tot așa, pun tot așa. Sunt unice lumea parcuri. Tot așa, ce e atât? Este oxigenul pe aici, de aia. Oxigen și ai curat și tot ce vreau. Ai iepuri, ai de toate. Prinzi un iepur, îl bagi la grătar. Da, dragi prieteni, chiar adevărat, este un aer foarte, foarte... Dar nu ai voie să prinzi nici iepuri. ...curat și foarte faci relaxat pentru a te plimba prin parcurile astea germane, da, pentru a vizita țările, adică, pardon, nu țările, teritoriul german și locurile care sunt foarte, foarte amenajate și curate. Este și va fi pe primul loc care este cu cele mai multe parcuri germane. Să știți, dragi prieteni. Orice colțuleț și orice aia are o menajere și un loc, un spațiu verde pentru a te relaxa, pentru a sta și a respira un aer curat și foarte, foarte relaxat. Ca să știți, dragi prieteni, că nu vă amintea ceea ce vă spun, poate și voi, mulți dintre voi ați fost și ați călătorit, dar este o țară dezvoltată pe care se merită să faci un sacrificiu de a trăi în Germania. Da. După cum știți și voi că alte țări sunt chiar căzute la pământ, dar unica care mai a rămas Germania, care ajută și de drepturile oamenilor așa cum se cuvine. Deci de dreptul copiilor, de dreptul oamenilor, femeilor divorțate și oamenilor
cu probleme. În schimb, alte țări, nu știu cum reacționează, ce venituri au și ce respect au de față de populație. Dar Germania rămâne pe picioare și va fi în continuare. Uitați să vă spună și turcul după 15 ani de plecări. 15 ani de plecări. Are experiență de a vorbi și de a spune situația de trai din toată Europa. Așa pe care este. Noi o vizităm cu toții și ne bucurăm de ea, chiar dacă fi bine sau chiar dacă ar fi să fie rău. Alergăm ca să fie bine pentru noi financiar și pentru, și pentru viitorul Europei. Europei și viitorul Europei înseamnă, dragi prieteni, copiii noștri. Și pentru copiii noștri, da. Normal, că de-aia alergăm prin țări. Da, ca să înțelegeți bine situația așa, de noi a suferi. Pentru ce? Pentru a dezvolta în continuare Europa și de a fi cu respect și de a primi dreptul tău de european. Da. Da, dragi prieteni, ne bucurăm de voi că ne vizitați, ne bucurăm de voi că ne dați un like și sunteți aproape de noi, pentru că noi ceea ce facem, facem din drag și din suflet, pentru că nu vorbim, după cum ați văzut și voi, alte vloguri care să vorbesc prostii și măgării și nu știu ce, să-și facă vizualizare. Noi vorbim chiar din suflet și chiar vă rugăm să fim aproape unul de celălalt. Pentru că aceeași înseamnă un respect, înseamnă o dragoste de oameni care facem brigăzile și grupurile noastre care noi ne iubim și ne subținem pe toate canalele de socializare. Vă iubesc cu mare drag și chiar dacă puteți să veniți, uite, puteți să veniți pe la Turku în vizită prin Germania. Suntem pe teritoriul Duisburgului și Turku chiar este un om care ajută și are mai multe cuvinte de a spune pentru voi. Vă ajut cu, da, ce se poate, dragi prieteni. Cu ce se poate. Și ca dormeceri, și ca loc de muncă, și ca acte, și cu tot ce se poate. Tot ce se poate, pentru că așa este. Ați văzut? Deci și voi la rândul vostru aceea ce trebuie să faceți, ce face un om cu suflet mare și iubitor de Dumnezeu. Așa, dragi prieteni, vă spun să stați alături de noi, pentru că noi suntem oameni pe care chiar vorbim adevărul și vrem adevărul. A rămas Erica, dragi prieteni, în spate. Uitați, avem aici o clădire în spatele nostru. Dar ce e în clădirea asta? Ce e asta? Că eu nu știu. E postbanc. Asta e postbanc. Uitați, dragi prieteni, câte postbanc avem aici. Foarte mare, foarte dezvoltat. Înțelegeți? Dar cu aia siloli. Ai stiu acolo? Nu. Ai loli? Da, dragi prieteni. E boxifă. Foarte mare, uite să știi pe postbank cât e de mare, încât în alte țări este decât un colțișor de bancă și stau oamenii la înghesuială și la grămadă. Uitați-vă și aici. Uitați-vă de unde se întinde și până unde. Ia vedeți, dragi prieteni. Până și are și 3 etaje. Ca să știți. Da, dragi prieteni, a apărut și Olga pe spate și Erica. Hei, a venit Erica. Unde este? Da, da. Da, acum încercăm să ieșim din parc. Pe care voi îl vedeți așa. Parcul e aici, banca e aici, suprafață foarte mare, pe care se întinde, fraților, Germania pe toate. Uite, au venit aici depozite și astea. No. Am ajuns, vedeți voi aici ce este. Este coada acolo, Marcel.
nu știu dacă e coadă ceva acolo. Da, da, trebuie să știm ce trebuie să vorbim aici, că să vezi, Bogdan, să facem acele, da. Ce trebuie să faci mie cardul? Nu te lasă să filmezi așa. Să vină al card de la adresa Sorota. Așa? Pentru că, nu mai am pinul la card și nu mai merge cardul. E complet blocat. Și trebuie să faci altul, da? Da. Erica, ne voi acolo. Hai la mami, hai. Dragi prieteni, am ajuns aici. Trebuie să facem alt card lui Olga, după cum vedeți. Erica. Dar nu știu dacă se poate și fără adresă, că ea, adresa pe care o avea, sper că nu mai rezultă și o să încercăm să vedem cum ne înțelegem cu ei, de a face un alt pin. Da. De a face alt card și noul pin. Încerc să mă răzbate din răzputeri să... conving acest oameni să facem lui Olga un cartun și ca să aibă și ea drepturile, după cum știți, ca toții care sunt implicați prin Europa. Ce faci? Nu? Ia și la dispus actrile. Mă pup și vă aștept cu mare drag. Nu uitați să dați un like pentru că nici nu știu ce pierdeți. Sunt un om cu o mare inimă pe care vă iubesc cu atâta drag pe care voi sunteți alături de mine și chiar îmi dați cuvinte frumoase. Chiar se merite a discuta pentru că aveți. Noi suntem niște oameni care facem parte din niște probleme care noi ne confruntăm cu ei și încercăm ca să le îndreptăm și să fim oameni ca toată lumea. Eu, după cum știți, am probleme și așa puțin cu partea dreaptă a piciorului și cu colana. Olga este și ea cu problema ei din familie, care este aparte că am și o problemă din familie și încercăm să ne pe Alina, îndreptăm cu toate lucrurile. Pe Alina, uite ce ai făcut tu aseară de n-ai mai vorbit. Păi tu ieși și Alin, tu te-ai dus și ai jucat cu alții, că mi-au scris. Bună seara, bună seara, dragi prieteni și tovarăși dragi, suntem din nou pe canalul nostru de YouTube, după cum ați văzut că a fost o discuție între mine și Olga, după care ea spune că nu prea îi place în Germania și zice că de curând o să se întoarcă în România. Pentru că România, după cum știm, nu este pentru toți. Dar și străinătatea, și străinătatea nu este pentru toți. E diferent că ceea ce ești în România o să fii și în afară. Deci, ce ți-ai pregătit acasă, îți pregătești și în afară. Lucrurile nu stau așa de bine, încă oamenii care au fost plecați știe să-și pregătească lucrurile pe din afară. Oamenii care au fost în România și au stat în România știu lucrurile lor din România. După cum am spus și vă spun că lucrurile din ce în ce sunt mai complicate din ceea ce vedem, pentru că Europa este legată cu România și lucrurile fac parte din una în alta. Ce vreau să vă aduc la cunoștință, după cum v-am spus, cu această asigurare și cu aceste probleme care noi avem și ne combatem cu ei zi de zi, mai apare și Olga, după cum știți, că apare pe spate și pune întrebări de baraje și pune întrebări pe care ea le știa odată lucrurile din România. Nu sunt așa cum, după cum știți. Ce e asta? Al meu lucru tău? Da. Bun, și spunem pe adresa asta. Dar nu e bine pe adresa asta. Eu să fac o poză aici pe adresa și îi spun că asta e adresa. Știi, să nu mai vede toate numele aici, da? Lasă că o să facem noi o poză. Știi și mai destul de bine că Olga este cu pretenții și într-un fel și în altul pe care ea nu-și dă seama și nici nu le știe.
cum sunt lucrurile pe din afară, dar după cum știți că eu le știu și mă combat cu ei în cap și picioare și apoi să rezolvăm lucrurile astea. Sper că într-o săptămână, două, să rezolvă și o să fie și bine și cu mine și cu lucrurile care trebuie să le punem pe picioare. Din părere, eu mă bucur pentru comentariile voastre pe care voi le-ați dat pe vlogul care l-am făcut, pentru că sunt vorbe și despre bine și despre rău, nu mai contează, dar mă bucur că sunteți abonații mei și vă abonați pe canalul meu de YouTube și dați un like, pentru că nu mă costă nimic și suntem cu toții aici. Pe toate canalele de socializare suntem tovarăși și prieteni și ne ținem respectul față de unul și de celălalt. Cu ajutorul Domnului sper că se rezolvă și o să fie bine și data de astăzi pe care eu v-am spus că o să ajungă pe alt teritoriu de Germania. Bine, tot în Germania, dar sunt niște părți care sunt mult mai frumoase și mult mai vizionate de toată lumea pe care vine prin Germania. N-am avut timp ca să ajung pe acolo, pentru că eu v-am promis de multe ori că ajung, dar totuși sunt în Germania și o să vă filmez și o să vă arăt și lucrurile pe care eu vi le-am promis. De fapt, nu sunt lucrurile și suntem noi ca persoane pe care noi suntem și o să fim pentru voi și voi pentru noi. Nu contează lucrurile pe care voi trebuie să le vedeți și să vă bucurați de ele. Voi trebuie să vă bucurați de oamenii care vă ne subține și de oamenii care ne ținem cont unul de față de celălalt. Pentru că astea sunt importante. Lucrurile frumoase o să vină și după. Pentru că, după cum știți și voi și noi, avem fiecare dintre noi lucrurile importante pe care noi trebuie să le facem și ne batem cu ei în cap și în picioare și apoi nu se poate. Atunci, dacă nu se poate, trebuie să aștepți iar câteva zile, iar câteva zile și uite așa. Olga nu știe germană, nu știe lucrurile cum stau și apoi vine toată presiunea și toate lucrurile pe mine. Mai am noroc cu turcul că mă ajută, este lângă mine și ne subține așa cu ce poate și el. Avem și noi cu oamenii noștri care mai ne de o vorbă sau alta, dar din păcate eu sunt un om care pot să mă descurc în mai multe lucruri și sper cu ajutorul Domnului să trecem ceea ce avem. După cum știți și v-am explicat de atâta ori, că nu e nimic mai presus decât sănătatea. Atunci când ești bun și puternic, poți să faci totul și poți să cucerezi orice din lumea asta. Bineînțeles, trebuie să ai și un pic de creier. Dar cu tehnologia de ziua de astăzi, sper că toți suntem cu capul pe umer și putem trece orice obstacol din lumea asta și orice probleme pe care noi o confruntăm unul și altul. Am adus la cunoștință lucrurile care sunt cât de cât așa, dar pe parcursul timpului o să vedeți cu ajutorul Domnului să fim bine și voi și noi. Că astăzi v-am făcut un vlog, mâine nu se știe ce se întâmplă. Așa vă spun că lucrurile pe care le ai astăzi, bucură-te de ele astăzi. Că mâine nu se știe cine s-o bucura sau cine orde. Pentru că ne așteptăm din zi în zi la toate lucrurile minunate din zilele noastre care sunt și cu bine și cu rău. Pentru că viața asta se împarte în două lucruri, binele și răul. Asta este, prieten, și mergem înainte cu lucrurile pe care noi le tragem zi de zi după noi. Vă pup și vă aștept
pe parcurs. Natura, mă. Ăștia mai vin sau nu mai vin? V-ați văzut, dragi prieteni? Aici avem posta. Dar ce caută ăștia? A, e HTL. Cu pachetele sunt ăștia, nu? Ia vedeți, dacă aveți nevoie și vreți să vă angajați, avem aici. Uite, și șantiere, și DPD-ul, HDL. Avem excavatorul aici, unde avem locuri de muncă pentru toți. Da? Avem, dragi prieteni, avem de toate aici. Uite, acum trebuie să vină băieții cu pavelele. După cum ați văzut, s-au pus țăvile tot de pe aici așa. Ia vedeți, acum vine pavajul. Nu? Sunt locuri de muncă pentru toți. Că am lăsat-o, dragi prieteni, pe spate, după cum știți și voi. Că ea cam cu deplasările astea e mai greu pentru ea, știți? Dacă ieșim pe afară, trebuie să ieși ca să te duci câteva kilometri bune. 1-2 kilometri ca să te plimbi așa, nu? Așa sunt vișine. Da, dar nu sunt coapte, ăștia au rămas stiarpe. Sunt stiarpe ăștia. Și știți ce spun eu, prietenă, cu Olga e cam așa, ea se deplasează foarte, foarte greu. Ea era învățată cu mașina la scară, luată, dusă și adusă. Dar după care eu, după cum și știți și voi, că noi trebuie să vizităm spațiurile verzi, locuri menajate și alte mai frumoase pe care noi le filmăm. Și cu ea este mai greu puțin, după cum știți. Dar încerc eu să filmez și să vă arăt lucrurile din ce în ce mai bune și mai frumoase. Uitați, el stă chiar aici în spațiul parcului, o casă pe care iau un aer curat și frumos, fără gălăjie și fără deranj. De copii umblă pe aici prin parc.